Asociația Studenților Universității Transilvania din Brașov a făcut publice joi, 18 februarie, noi abuzuri ale polițistului Cojocaru Teodor, care ar fi agasat mai multe studente și ar fi cerut permisiunea universității să intre în camerele acestora, fără a le notifica în prealabil, cu scopul de informare sau doar pentru a face cunoștință. De asemenea, Asociația Studenților mai notează că polițistul avea un vocabular și un comportament neadecvat, atât cu studenții cât și cu subalternii acestuia. Asociația Studenților Universității Transilvania a cerut public demararea unei anchete în ceea ce privește abuzurile precizate.